her daughter, Princess Ileana's bedroom, my mother. And as you can see, there's not very much in here to indicate that this was a bedroom. Cu zâmbetul pe buze, Dominic de Habsburg și soția sa au intrat pe poarta domeniului. Când au ajuns în castel, însă dezamăgirea se putea citi pe chipuri, când au descoperit că toate încăperile sunt goale. I think like anybody else who comes home and to their home and the thieves have been there. That's how I feel. So what has happened now with the Ministry of Culture, which is stripping the castle, which is vandalizing it, I think is inexcusable. Quite contrary was the Ministry of Tourism, who has been extremely helpful, and we were working on plans which I would have called a brand renewal. Piesele de mobilier și de decor au fost mutate la vama medievală, spațiu care aparține tot familiei de Habsburg, dar de care statul român dispune până în 2012. Toate colecțiile din castel au fost mutate în vama medievală, în depozite și într-o nouă expoziție. Cine a decis să mutați mobila? Culturii. Este o surpriză neplăcută, au spus turiștii veniți să viziteze castelul. Am văzut părinții goi și chiar zona în care înainte aveam acces, acum n-am văzut mai nimic care să mai prezinte importanță pentru noi. Și cu ce sentiment ați rămas? Cu un regret amarnic în suflet. Sunt foarte dezamăgită. Familia de Habsburg a anunțat că se va ocupa de reamenajarea castelului, care va funcționa în continuare ca muzeu privat. It will be a beautiful place and it will be a beautiful place as soon as we can replenish the everything that was taken out.